Clipul ăsta am vrut să-l fac puțin mai încolo, pentru că nu mi s-a părut o idee de actualitate, adică nu este neapărat necesar să-l fac în momentul de față, dar am observat câțiva YouTuber care au venit cu niște informații pe net mai mult sau mai puțin adevărate și am zis hai să clarific niște chestii, măcar din punctul meu de vedere, despre cum să-ți alegi un job, cum poți să-ți găsești un job, mai ales și în proaspăt de pe băncile facultății, mai ales de informatică și ce presupune să lucrezi într-o corporație. Hai să-i dăm cu intro și să vorbim mai multe detalii. Ok, în primul rând vreau să vă zic că eu nu am nicio facultate terminată. Nu, nu sunt mândru de asta, dar eu nu am reușit să termin o facultate pentru că mi-am găsit foarte repede un job. Cum și unde? Într-o corporație. Și cum am găsit? Am fost la un târg de cariere. Asta e o poveste pe care o vom discuta altă dată. Dar de ce zic asta? Pentru că ce contează într-adevăr este ceea ce știi să faci, nu ceea ce se spune că știi să faci. Găsește-ți în primul rând o pasiune, găsește ceva ce știi să faci, învață, fă foarte bine și apoi te duci să găsești un job. Indiferent că este graphic designer, că este programator, că este tester, că este UX, UI designer, nu contează dacă ție îți place un anumit domeniu, un anumit punct din, din domeniul ăsta IT, atunci învață-l, fă -l foarte bine, pentru că sigur, sigur reușești să te angajezi, indiferent dacă ai facultate sau nu. Și nu, nu promovezi să ieși și tu din facultate sau neterminatul facultății, nici într-un caz. Te ajută și crede că te ajută foarte mult. Ai să vezi în momentul în care e primul tău salariu, dacă nu ai facultate, cifrele alea care îți apar acolo, că sunt anumiți bani pe care nu îi primești, sunt într-adevăr extraordinar de importanță, așa că fă facultatea aia. Și acum revenind la muncitul într-o corporație. Mulți, foarte mulți, zic că, bă, să muncești într-o corporație, compor să muncești într-o corporație, te sclavagești, te uh, profită de tine, te exploatează la maxim, faci foarte mult overtime, stai peste program, nu mai știi ce e cu viața ta. Uite-mă! lucrez într-o corporație, chiar lucrez într-o corporație și am mai lucrat, nu este singura, este al cincilea meu job, cred, și fac YouTube. Deci sunt exemplu viu și clar că pot lucra într-o corporație și da, am viață socială, ies în cluburi, ies cu prietenii, fac YouTube, fac o grămadă de chestii și lucrez într-o corporație. Deci nu, nu ăsta este adevărul. Dacă ați aflat sau dacă ați auzit sau dacă ați urmărit anumiți YouTuber care v-au zis chestia asta, nu este adevărat. Ce e drept? Contează foarte mult compania la care te-ai angajat, pentru că fiecare companie are propriul mod de organizare, fiecare companie promovează anumite chestii. Nu voi da nume de companii, doar că o să vă zic niște tipologii. De companii și cum funcționează ele În primul rând, una dintre companiile la care am lucrat Foarte strictă, pentru că era o companie Foarte mare, adică recunoscută Pe plan mondial și avea O, o, o organizare extraordinar de strictă Adică tu dacă veneai la 9 jumătate Trebuia să pleci la 6 jumătate Pentru că na, ai program de lucru de 8 ore Plus pauza de masă pe care nu o puteai evita Adică na, era pusă în program Era pusă în contract Cumva pe acolo și erai obligat Să-ți iei pauza de masă Ideea este că nu te obliga nimeni să stai peste program, tu dacă ai făcut orice oră în plus și puteai să o dovedești, să arăți, să argumentezi ora aia în plus lucrată peste program, adică dacă tu trebuia să pleci la 6 și tu ai stat până la 7 atunci ora aia ți-era plătită sau răsplătită cumva, fie cu o altă oră liberă sau cu adunat la un moment dat aveai zile libere sau ți se plătea Adică nu te obliga nimeni să stai peste program. Dar da, sunt companii și aveți grijă. Da, într-adevăr, sunt companii, dar asta ține aici fix de voi dacă acceptați sau nu chestia asta. Sunt într-adevăr firme care folosesc statul ăsta peste program neplătit sau plătit, de fapt, așa se folosesc ghilimele, da. Statul peste program plătit în favoarea lor. Adică, hai, Halin, mai, mai, mai stăm o oră să terminăm chestia asta și după ce gata, plecăm acasă. Și te trezești la 9 jumate, 10, că ești în drum spre casă și a doua zi, uh, boss, uh, știi, am stat aseară până la 3. Hm? Ce? Știi, am stat aseară până la 3 noaptea. Hă? Huh? Nu, ai, ai vreo dovadă? Eee. în momentul ăla, dacă în momentul ăla tu accepti chestia asta și ți se pare normal sau, hai, Prima dată treacă-meargă, da? Prima dată e mai ok. Da, s-a întâmplat, poate chiar a fost nevoie de tine acolo. Dar dacă se întâmplă și a doua oară și a treia oară și primești același răspuns, atunci, prietene, dacă tu te afli într-o asemenea firmă și încă mai rezisti și mai stai acolo și nu, deja nu ai plecat să-ți cauți altceva. Sincer, este fix problema ta. Urăsc să spun asta, nu vreau să o spun, dar este vina ta, problema ta. Adică nimeni nu o să te compătimească pentru asta. Așa că încearcă să găsești companii Bine, n-ai cum să-ți dai seama. Este greu să-ți dai seama înainte să te angajezi cum funcționează o companie, cum funcționează acea companie. Da, poți să te bazezi pe ce-ți spune la HR, dar odată, deci am fost la foarte multe interviuri. Eu am fost la o grămadă de interviuri pentru diferite posturi. Cred că am adunat peste 40-40 ceva de interviuri la diferite firme de aici din Iași. Eu acum când mă duc la interviu, pun eu întrebările. Adică, bine, clar că când pun și ei întrebări, răspund, dar la un moment dat încep să pun eu întrebările. Și fiți atenți, pont din partea mea. Prima dată când mergi la o companie la un interviu cu hr întrebați cum este organizată firma, cum este plătit overtime-ul, ce înseamnă overtime, dacă ei fac overtime, cum se loghează timpul, dacă este cu pontare. Fugiți de pontare. Fugiți de programul ăsta, de organizare asta prin pontare. Ce înseamnă pontare în cazul care nu știți și abia sunteți la început? Pontare este practic în momentul când ai ieșit, nu știu, în pauza de masă, ai ieșit la o țigară, ai ieșit la o cafea, să ai dat cu cartea la BAM, s a părut că la 12.35, tu ai ieșit la cafea, tu ai ieșit afară, ai ieșit din clădire. când ai dat înapoi, bam, o a apărut că tu ai intrat în clădire și timpul ăla tot se adună. Și la sfârșitul programului, dacă tu ai ieșit cam mult afară, atunci se va vedea pe raportul tău din ziua respectivă. Așa că fugiți de genul ăsta de organizare a unei companii. Nu zic că nu este rău, dacă sunteți genul de oameni care sunteți foarte organizați și chiar țineți, adică aveți și voi o viață foarte organizată și calculată și aveți fiecare minuțel uh, în parte notat undeva și calculat și așa, atunci da, fără nicio o problemă, dar eu sunt genul de om care, dar de fapt nu numai eu, cred că toți ar trebui să fim genul ăla de oameni care, ok, muncim, facem foarte multă treabă, dar la un moment dat... Clachezi. La un moment dat ai nevoie de o pauză. Nu contează că ești afară cu colegii, că ești la masă, că ești să bei o cafea. Absolut nu contează. Ideea este că ai nevoie de o pauză. Și în anumite companii este recomandat să ieși măcar 10 minute la fiecare oră sau oră jumate să te relaxezi. Sunt companii care au săl de recreere, adică efectiv te duci, te joci o FIFA pe Playstation sau te duci și te uiți la stele, mă rog, de preferat să nu te uiți la stele ca să înseamnă că ești destul de târziu la birou. Dar sunt companii care îți oferă ping-pong, au tonomate de asta de cafea, dulciuri, snacks-uri, chipsuri, sucuri, toate, toate chestiile de genul ăsta. Ți le pun la dispoziție pentru că doar tu să lucrezi când trebuie. Acum să vă dau un exemplu. Am lucrat într-o companie o singură zi o singură zi. Eu când am ajuns la compania respectivă, am dat hr am dat un test tehnic, tot a fost bine, m-a trecut, ok, de luni ești angajat. Luni când m-am dus acolo, primul lucru pe care l-am făcut a fost să aștept. Eram la 9, la 9 când mi s-a zis să ajung acolo, eu am ajuns la 9 la birou, mă rog, stăteam în fața ușii de birou, când nici nu știam ce să fac, dacă să intru sau nu, până să vină managerul, dai telefoane, dai mesaje, nu răspunde, nu știu ce. A venit pe la, nu știu, 9 jumătate, 10, a ajuns managerul. Când ajung, mă bagă în sală, mă rog, camera aia unde stăteau toți programatorii și toți developerii și îmi spune că tu îți iei calculatorul de acolo, îți iei monitorul de acolo, îți iei tastatură din partea altă și te aduc eu acum un mouse din debara și te precep, toți faci tu calculatorul pe aici. Ha, deci pentru o oră eu am fost și băiatul de la IT, adică o trebuie să-mi fac singur calculatorul. Nu zic că asta ar fi o problemă. Poate mulți ar zice, bă, dar ce te chinui pentru un calculator, să construiești un calculator, să pui niște mufe acolo? Nu, nu, nu este o problemă. Adică am făcut asta de o grămadă de ori. Ideea este că nu așa funcționează și fiți atenți dacă o companie, dacă un manager vă spune vă o să faceți așa ceva, nu este treaba voastră. Este primul semnal de alarmă că ceva nu este în regulă. Asta trebuie să aibă departament de IT. Chiar dacă este firma mică la început, nu tu trebuie să te ocupi de treaba asta. Ei trebuie să te aștepte calculator deja pregătit. Adică ești programator sau tester sau ceva. Doar dacă doar dacă te angajezi în IT Adică poate să fie o, o parte din recrutarea asta Să vadă dacă știți să montezi calculatorul Dar în rest nu, nu-i treaba ta Și am zis ok, bun, mi l-am montat Eu am început să îmi fac conturi pe ce site ul mi-a zis Să-mi fac conturi pe acolo, pe GitHub Nu știu ce, Slack bun. La un moment dat eu am cam terminat cu chestiile astea Și i-am trimis un mesaj lui și am zis că ok, acum ce fac? Vezi, vorbește cu ăla, vorbește cu ăla, cu ăla, cu ăla, să-ți facă, să-ți dea acces peste tot, pe la re repozitoriu. Pe... Mă rog, detalii. Am terminat și asta, era undeva ora 1 ceasul. M-am dus la masă, m-am întors, managerul dispăruse. Și am zis că ok, bun, hai să văd ce mai pot face. Îl aștept că nu mai răspundea nimeni, adică nimeni nu mai dădea nimic de făcut. M-am dus la un coleg de acolo din birou, efectiv m-am dus să fac shadowing. Dacă nu știți ce înseamnă shadowing, adică te pui lângă el, te uiți la ce lucrează și tu practic înveți din modalitatea în care el lucrează. Probabil sigur ați făcut și voi asta cândva la un moment dat, să stați să vă uitați la cineva cum lucrează și să învățați din modalitatea lui de a lucra. M-am dus să fac shadowing și am întrebat, da, ce face aici? Adică cum lucrați? Care este modalitatea? Care este workflow-ul? Nici nu mi-am să se fi uitat la mine și mi-a zis ceva de genul că da, dar nu e treaba ta, că nu știi tu din astea. Serios? M-am retras la biroul meu și am stat pe 9GB efectiv, am stat pe net toată ziua. Până pe la 4 jumate când a venit managerul și m-am dus la el și am zis că, boss, acum ce fac? Mi-am făcut cont acolo, am făcut aia, mi-am instalat, mi-am nu știu ce, am tot ce-mi trebuie doar să mă apuc de treabă, dă-mi o documentație, dă-mi dă un tutorial, dă ceva să învăț. Și el îmi zice în felul următor, a, păi da' nu, că eu te-am angajat în primele 3 luni de contract, trebuie să dai seama singur ce trebuie să faci. Poftim? A doua zi, fix cu demisia, direct în biroul la el. De asta vă zic, există fel și fel de companii, există fel și fel de firme care acționează diferit, da' cele mici sunt destul de sensibile. Au și pro și contra. Pro este că dacă te duci într-o firmă mică și funcționează foarte bine și prinde foarte mulți clienți și evoluează extraordinar de rapid, pentru că orice companie de asta mare a fost o firmă mică la un moment dat, prinzi un loc în față, foarte în față, înțelegi? Adică poți să prinzi acțiuni, poți să prinzi un post de conducere, poți să prinzi multe chestii dacă te duci într-o companie mică. Dar în același timp, Compania aia poate pierde, poate pica, nici nu ai idee ce se poate întâmpla într-o companie mică. Dintr-o dată poate să rămână fără clienți. Asta este încă o întrebare. Eu am mai fost la interviuri la companii mai mici. Și printre primele întrebări pe care le-am pus a fost: uh, Ce planuri aveți? pe următorii 2 ani? Care sunt proiectele voastre pe următorii 2 ani? Este o întrebare extraordinar de importantă pe care ar trebui să o puneți dacă mergeți la un interviu de companii, la un interviu într-o companie mică. Pentru că tu trebuie să știi dacă e un plan de viitor, măcar pentru 2 ani, că tu în 2 ani ai timp să înveți, ai timp să te dezvolți, ai, timp, ai ce să adaugi în CV. Contează foarte mult încearcă să nu schimb firmele foarte des. Eu am făcut asta, s-a văzut, a avut un impact asupra CV-ului meu faptul că am plecat de la o companie la alta, la un moment dat am mai început să șterg din chestia asta de prin CV ca să nu dea rău. Am mai fost angajat la o altă companie la care am lucrat, nu știu, cred că vreo două luni jumătate. A fost o companie la care nu am învățat nimic. Lucrând în chestia aia, că nu pot să-i numesc companie, era o firmă tot așa foarte mică, aveau proiecte, cred că, cred că ei sunt și acum, adică aveau proiecte destul de uh, on a long term, adică rezistau destul de mult, dar proiecte extraordinar de simple. Eu nu simțeam că pot să mă dezvolt acolo, eu nu simțeam că pot să fac ceva, adică eu cu cunoștințele cu care am venit în firma aia le aplicam zi de zi, zi de zi, nu învățam nimic nou, nu aveam nicio provocare. Și așa că, frate, după două luni am plecat, n -am, n -am, dar n-am ce să fac. Eu, dacă tu, și eu, și tu, în orice altă firmă am merge, trebuie să ai niște provocări. Chiar dacă sună puțin, te sperie chestia asta. Adică, bă, nu vrei să ai provocări, vrei să fii liniștit într-o companie. Eu îți recomand. Majoritatea, așa învățăm, din chestii, din greșeli. Te duci într-o companie, lucrezi, să zicem, vreo trei luni și îți dai seama, nu, hai, trei luni e puțin, încă jumătate de, de an și un an, și îți dai seama că tu nu înveți nimic nou. Și la un moment dat, când. Ți, ți dai seama că, bă, dar de ce nu mărește salariul? De ce nu am un salariu mai mare? Auzi de prieteni care au salarii imense, au salarii foarte, foarte mari. Și te gândești, bă, de, 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 de ce nu am? Pentru că faci același lucru în fiecare zi. Tu nu înveți, tu nu te dezvolți. Contează extraordinar de mult să fii într-o companie care te provoacă. Și provocarea asta e să vezi că nimeni, nimeni vreodată nu o să-ți ceară să înveți sau să faci chestii, nu știu, și apoi să te pedepsească că nu ai reușit. Nu. Fiecare companie își asumă faptul că tu nu știi. Dacă ei te-au angajat pe o chestie pe care și te-au spus să faci o chestie pe care tu nu o știi, atunci ei și asumă chestia asta și vă rog să păstrați asta în căpșor, așa că luați-vă tot timpul și învățați, obișnuiți-vă și să nu vă fie frică să spuneți nu știu. Încă o chestie foarte importantă. Nu știu a fost oricând la oricine la un moment dat. Nu toți las învățați. Noi învățăm tot făcând, da? Adică nu poți să le știi pe toate, n-ai cum, este imposibil să le știm pe toate. Și înveți. Așa că odată ce te duci într-o companie și ți se oferă o provocare, ți se oferă ceva de învățat și tu nu cunoști e un mediu total necunoscut, Ascultă la mine! Eu sunt o persoană mega introvertită și mega sperioasă când vine vorba de chestii noi, dar am făcut câteodată imposibilul. Am învățat chestii în 3 zile și nu pentru că neapărat am, 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 fost și forțat puțin, eu m-am forțat singur, asta vreau să zic, adică eu m-am forțat singur, oamenii mi-au zis că bă Alin, uite învață, știi, ai timp, ai tutoriale, ai toate chestiile, fără nicio problemă, dar eu m-am forțat să învăț atât de rapid că eu să pot evolua mai repede ca să, ca să pot primi mai mulți bani mai repede și să pot face proiectul ăla, să, să fie oamenii ăia mândri de mine, știi? Toată chestia asta, nu știu, a fost așa în capul meu, pentru că m-am trezit în fața faptului împlinit, adică m-am trezit cu, bam, Alin, ai de învățat asta, știi? Adică nu e ca și cum m-a întrebat cineva, Alin, vrei să înveți? Asta. Ideea este că tu dacă ai un domeniu, de exemplu eu sunt front-end developer, în front-end developer există foarte multe chestii, există JavaScript Vanilla, există JQuery, există React, există Angular, există Vue.js, există o grămadă de chestii. Astea sunt detalii, dacă sunteți pe domeniul ăsta le înțelegeți, dacă nu și vreți să fiți, o să le învățați. Eu am primit chestii de astea de făcut și nu e ca și cum putea să zic nu, pentru că fac parte din domeniul meu, știi, adică trebuia să le învăț cumva, trebuia să ajung în punctul ăla, chiar dacă nu le știam. Deci nu le știam, dar știam că, bă, asta se caută, e domeniul, e, e 2019, astea, chestia asta se caută foarte mult și dacă eu le învăț acum, îți dai seama câte oportunități am în viitor, vă rog. Dar aveți grijă de voi și încercați să evoluați în permanență. Asta, asta este, de fapt, cred că un podcast uh, singur. <laughs> Subiectul ăsta am vrut să-l duc undeva spre de ce o corporație nu este de speriat. În principiu, și principalul motiv pentru care o corporație nu este desperiat este că tu, dacă îți faci treaba, nu are nimeni nimic cu tine. Totul este să îți faci treaba. Să dau chestii de făcut. Primești, pentru că oriunde te duce, dacă te duci, dacă ești casier, dacă ești orice altceva, bă, ai ceva de făcut, ai de scanat, ai de cerut ai de dat rest, ai dacă te duci pe șantier, ai de dat cu ciocanul, ai de dat cu var, cu glet, cu mortar, cu ce -o mai fi pe acolo. Așa și aici, în IT, într-o corporație, dacă te duci într-o corporație, ți se dau chestii de făcut. Și dacă tu îți faci treaba, nimeni n-are nimic cu tine. Nu știu ce așteptări poți să ai tu, că te duci într-o firmă și freci menta. Nici într-un caz. nici într-un caz. Da, pot exista perioade de downtime, le numim noi. Perioadele astea de downtime sunt perioade în care nu prea ai ce face. Adică sunt proiecte și proiecte, sunt firme și filme în care poți ajunge într-o perioadă asta în care să nu ai ce face. Efectiv, ajungi să stai degeaba și sunt foarte mișto perioadele alea. Dar, în principiu, ai chestii de făcut și trebuie să le faci. Că muncești, nu? Asta este munca. Pentru asta primești bani ca să muncești. Acum, un alt subiect pe care eu l-am văzut extraordinar de dezbătut pe internet despre corporatiști sau it sau programatori sunt salariile lor. În primul rând, la fel cum am mai zis, contează ceea ce știi să faci, nu ceea ce se spune că știi să faci sau ceea ce crezi tu că știi să faci. Este o diferență între toate chestiile astea, pentru că banii pe care tu îi primești sunt efectiv meritați pe chestia pe care tu chiar o faci. Pentru că tu dacă știi mai multe chestii să faci, zici că bă, eu primesc salariul ăsta mic, dar eu știu să fac atât de multe chestii, dar nu contează, doar ce faci contează. Adică nu ceea ce știi tu să faci, pentru că dacă nu ți se dau chestii de făcut pe toate domeniile pe care știi tu să le faci, da, asta este, atunci Asta este punctul în care încă o trebuie să dea încă un semnal de alarmă, să-ți spună încă o întrebare ție în cap. Bă, ăsta este locul pe care eu îl vreau pe viitor? Ai vreau eu să fac carieră în toată treaba asta? Nu, atunci îți cauți altceva. Începi să mergi la alte interviuri, începi să cunoști alți oameni, afli chestii din de la diferite companii și ai să vezi că poți descoperi niște chestii pe care nu le știai înainte despre alte companii, despre alte moduri de a lucra, despre alte salarii. Cât câștigă un programator bun? Poate asta, cred că asta este cea mai, cea mai, interesantă și cea mai căutată întrebare în anul ăsta. Dacă se merită să fii it dacă se merită să fii programator, să-mi da la facultate de informatică și cam cât câștigă un programator. Nimeni nu cred că a dat vreodată o sumă exactă până în momentul de față. Nu știu nici eu dacă să dau o sumă exactă dar cred că voi da o marjă. Da, cred că cel mai bine ar fi să dau o marjă, ca să înțelegeți despre ce vorbesc, pentru că și marja asta este dată din cumulul a 4 sau 5 companii la care eu am tot lucrat până acum și este cumva o o medie da, cred că aș putea să zic o medie între salariile pe care eu le-am văzut la diferite companii pentru același nivel de senioritate. Nivelul ăsta de senioritate este nivelul pe care l-ai tu în companie, fie că ești junior, intermediate sau senior. Nivel de senioritate, nivel în carieră, aș putea spune. Bun, pentru un programator, de exemplu, care este intermediate, Acum depinde de la companie la companie, că intermediate poate să aibă și intermediate 1 și 2 sau doar intermediate sau doar mediu sau cum vor ei contează extraordinar de mult. De asta zic, sunt întrebări pe care voi trebuie să le puneți la interviu, sunt întrebări esențiale, să întrebați ce nivele de senioritate sunt, să întrebați când se fac evaluările, ce contează la evaluări. Un programator, să zicem, de nivel intermediate în România sau, hai, nu chiar în România, în Iași, poate câștiga între 3500 și 6500, 7000 de lei. Pentru că acest intermediate se poate împărți în mai multe chestii. Acest intermediate poate veni și cu alte atribuțiuni în funcție de companie. Acest intermediate poate avea o grămadă de chestii de făcut sau chiar nimic. Dacă intermediatul nu are de făcut nimic, ci doar să programeze și să-și facă treaba și o să o facă bine pentru nivelul lui de senioritate, pentru că un intermediate se presupune că știe să scrie cod corect sau dacă este programator, să știe să scrie cod corect, să cod frumos, să -s 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 fie scalabil, să știe să facă infrastructura o grămadă de chestii, da? Dar să o facă bine pe partea lui de programare. Un, un genul ăsta de intermediate ar putea câștiga spre mai puțin, să zicem, 3500-4500. Sau un intermediate care, pe lângă toate chestiile pe care vi le-am zis mai devreme, când ajunge la un anumit nivel de senioritate, se poate, se poate splitui în mai multe chestii, se poate duce spre o altă ramură, nu știu, poate deveni mentor, poate deveni tehnică lead, solution arhitect, o grămadă de chestii în funcție de companie. Deci asta diferă foarte mult în funcție de companie și sunt atribuțiuni pe care el le ia asupra lui și și da, într-adevăr, este și mai mult stres, este și mai multă muncă depusă să știi, să organizezi o echipă, să o conduci, să, să, faci organizarea unei echipe și așa și asta poate aduce bani în plus. De obicei, companiile dau bonusuri sau măriri de salariu pentru fel, fel de atribuțiuni de astea în plus. Sau dacă susține alte interviuri, pentru că tu, ca și programator, la un dat poți să iei interviuri altor programatori care vor să se angajeze cu companie, pentru că tu ești destul de bun, știi cam cu ce se mănâncă ceea ce faci tu și poți, întreba, poți lua interviu altora care vor să vină, știi? Și toate chestiile astea tot aduc bani. Asta este o marjă într-adevăr destul de mare, dar cam asta, cam acolo se împarte și da, salariile pot ajunge foarte, foarte sus. Și încă o chestie extraordinar de importantă, asta este un sfat din partea mea, dacă ați ajuns până în punctul ăsta din clip, eu mă bucur pentru că vă mai ofer încă o chestie prin care eu am trecut. O să vă zic o chestie super amuzantă, primul job la care eu am aplicat când am avut interviu cu hr vine întrebarea aia. Ce salariu ți-ar plăcea să ai ca tu să vii în companie? Asta este o întrebare pe care o să o primești la orice interviu. Care este salariul pe care tu îl vrei? Important, zi mereu net. Zi mereu salariul pe care îl vrei net, adică ăla pe care îl vrei tu în mână, nu ăla brut. Încă din ăla, din ăla brut se iau o grămadă de taxe și tu nu ai control asupra lor. Zi mereu cât vrei tu să ai în mână. <laughs> și când m-a întrebat cât aș vrea eu să am în mână, fiind primul meu job, habar n-având cu ce se mănâncă, corporațiile, cu ce se mănâncă salariile și ce înseamnă să lucrezi 8 ore pe zi, full time, 20-21 de zile pe lună, am zis 800 de lei. <gântu -i> S-a uitat tip aia la mine, a bufnit o râsul, eu, acum mă bufnit și, și pe mine răs. Bă, <gântu -i> 800 de lei. Și m-a întrebat, tu ești conștient că e vorba de un job full time, nu, adică 20-21 de zile pe lună, adică lucrezi full time. Da, da, eram student, pentru mine 800 de lei erau enorm de mult, bă, enorm, adică eu de 800 de lei puteam să fac o grămadă de chestii pe lună, știi, adică, imaginați-vă că eu nu, adică nu prea aveam bani decât de la ei mei câțiva să trec de pe o săptămână pe alta, știi, și să primesc 800 de lei pe munca mea, eram, pah, oh, mamă, îi dau pe spate pe la facultate, mă rog, ideea este că, până la urmă, salariul a fost mult mai mare, hai să zicem de vreo 3 ori mai mare, cred, pentru că majoritatea companiilor, au o marjă de buget, au o marjă de salariu pe care ei sunt dispuși să o ofere pentru un anumit candidat. Voi ce trebuie să faceți este să negociați, dar și negocierea asta vine odată cu experiența, vine odată cu acumularea de informații de la diferite companii. Pentru că dacă tu te duci ca junior, nu prești nimic, nu prești programare, dar ai voință, ai, nu știu, ai, ai, dorința aia de a învăța și te duci ca junior și tu ceri, nu știu, aș vrea 4500 de lei salariu, asta e puțin cam simțit. Pentru că nimeni, sau cel puțin eu, nu știu ca cineva să ofere, o firmă să ofere atât de mult pentru un junior care nu știe nimic, adică te plătește o gălăgie de bani pentru nimic. Da, poate îi înveți foarte repede, dar ei nu știu asta până să te angajeze, știe? Adică tu poți să primești după aceea o mărire super rapid după dacă tu într-adevăr înveți foarte repede, dar ei la început nu știu chestia asta și nu, nu o să fie de acord cu așa ceva. Așa că trebuie să înveți să negociezi, adică dai o sumă, un pic mai mare decât cât crezi tu, pentru că dacă este peste bugetul lor, dacă foarte puțin peste bugetul, să zicem că bugetul lor, hai să luăm un caz, să zicem că bugetul lor este între 2000 și 3500 de lei, da? Adică ei sunt dispuși să dea, ei mereu o să-ți dea minimul, ei o să-ți dea 2000 de lei, dacă este, să, dacă tu nu ceri o anumită sumă, ei îți vor da minimum. 2000 de lei. Dar dacă tu ceri, să zicem, 4000 de lei, care este cu 500 mai mult decât marja lor maximă, îți vor oferi 3500 și îți vor zice că, bă, a, atât putem să-ți oferim, asta este, dacă vrei așa, Perfect, dacă nu, mai așteptăm, mai vedem pe viitor când mai vezi tu chestii sau mai vrei și tu altceva, poate te răzgândești. Și acum depinde totul de tine, dacă tu într-adevăr ai făcut o supraestimare și nu știu, ai crezut că, bă, hai, că merită atâția bani și ei nu-ți dau, atunci poți căuta o altă companie care e posibil să-ți dea. Dar dacă tu ai dat suma asta fix din burtă, neavând nicio cunoștință despre ce este, despre cum se plătesc salariile, sfatul meu este să job-ul ăla pentru banii ăia, pentru că tu după aceea o să prinzi, să prinzi experiența, asta este cel mai important apară în CV că tu ai experiență lucrând în astfel de companii. Dar dacă tu, de exemplu, oferi o sumă, ceri o sumă în marja lor între 2000 și 3500, eu ok, da, fără nicio problemă. Numai că dacă tu te apropii foarte mult de limita lor maximă, adică tu, de exemplu, ceri 3300, nu știu cine ar cere 3300, dar să zicem că tu vrei 3300, ei vor da pentru că se află în marja lor maximă, dar dacă tu nu dai un randament foarte bun în prima parte a angajării tale, s-ar putea să nu primești o mărire chiar la prima evaluare. Pentru că ei deja ți-au dat mult peste cât ar fi vrut ei, minimul pe care l-ar fi vrut ei și tu, momentul de față, va trebui să dai foarte mult din tine. Bine, teoretic n ai de unde să știi treaba asta, dar ți se va spune pe aici, pe acolo, ce ai de îmbunătățit pentru ca tu să crești în nivel și să primești o altă mărire. O, sunt o grămadă de detalii, foarte multe și toate astea devin din ce în ce mai clare odată cu experiența. Astea au fost câteva din sfaturile mele, au fost câteva din experiențele mele pe care le-am avut. Contează extraordinar de mult să ai un job, să ai un job bine plătit, dar ceea ce contează și mai mult și o să vedeți asta dacă cei, pentru cei care nu ați fost angajați până acum, cei care urmează, sunt extraordinar de importanți anumiți factori beneficiile pe care le ai la locul de muncă, colectivul și bineînțeles și salariul. O să vedeți, nimeni nu vă sclavagește, nimeni nu vă cere imposibilul, ține strict de voi cât acceptați, cât sunteți dispuși să acceptați pentru niște bani, pentru, pentru a prinde o leacă de experiență, pentru că la un moment dat, da, într-adevăr, este nevoie de un sacrificiu, poate. Poate sunt dăți când, nu știu, vrei să tragi atât de tare, să demonstrezi, să demonstrezi tuturor că ești atât de bun, încât da, poți să stai peste program fără să ți dai seama pentru cât timpul trece chiar trece. Am fost, am fost în diferite situații. Dacă aveți întrebări pentru mine, puteți să mi le lăsați ori pe Instagram, ori pe Facebook, ori în comentarii. O să încerc să răspund la fiecare în parte. Nu o să dau foarte multe detalii pentru că anumite chestii sunt sub NDA. NDA vine de la Non Disclosure Agreement. Adică sunt niște chestii, niște detalii pe care eu nu am voie legal să le dau. Pentru că dacă aș oferi detaliile alea, n-am destui bani să plătesc amenda. Așa că, dacă lucrați într-o companie, aveți grijă ce vorbiți. Dacă nu și aveți întrebări cât de cât generaliste, puteți să mi le lăsați în comentarii. O să încerc să răspund la fiecare în parte, să vă zic părerea mea, să vă zic din experiența mea. Nu ezitați, în comentarii secțiunea aia e pentru voi acolo. Eu comunic cu voi prin secțiunea aia, comunic și pe Instagram și pe Facebook, aș prefera să fiu căutat sincer așa, îmi pentru place, că îmi place super mult să răspund celor care mă caută și au întrebări pentru mine și s-a întâmplat, am vorbit cu oameni până acum fără absolut nicio problemă, voi sunteți cei mai tari, eu fac asta pentru voi, deci ar fi, ar fi culmea să nu vă răspund. Așa că, eu vă mulțumesc, sper că ați învățat ceva din asta, sper că ați fost atenți! Dacă ați rămas până aici a, mie nu, mea, Eu nu cred că aș fi rămas până aici pentru că eu oricum deja știu toate informațiile astea. Dar dacă ați rămas până aici sunteți cei mai tori! Like, share, subscribe, ne vedem în video următor! Pa!